dăm peste deal? Păi, cum altfel? Cam scump la vedere, tovarășul inginer, cam scump. Mai des vine tovarășul Onișor. Parcă dânsul ar fi de aici, nu dumneata? Da, dumneata, cum o mai duci? Mulțumesc, bine. Mulțumesc de întrebare. Te aș minți dacă ți-aș spune că o duc în Părătește. Ți-aș spune numai dacă mi-ai fi dușman, să-ți fac în ciudă. Sănătate. Să știți că pe toți vă însemn la catastif. Cum și de câte ori veniți să vă vedeți părinți? Dacă e așa... Eu nu stau prea bine. N-am mai fost de un an pe acasă. Greu păcat, nu? E, greu. Că numai după asta se mai cunosc astăzi copiii cei buni. De câte ori vin să-și vadă părinți. Cinstit ai pe tatăl și pe mama ta ca să trăiești mult și bine pe pământ? Cum? Pe care pământ, domnule părinte? Pământul îndă la colectivă. Păcătuit ai oaia domnului. Păcătuit am, domnule părinte. Cu gândul? Și cu gândul. Cu fapta? Și cu fapta. Prea curvit ai? Doamne ferește! Dar cum să mă întrebați una ca asta, domnule părinte? Doamne iartă! Furat ai? Furat am, ce drept, e drept, nu mă poți ascunde. 10 știulezi de porumb de la colectivă, dar m-a prins blăstămatul ăla de pasnic, arză-l-ar focul. Auzi, nătă, să mă pună pe mine, muiere bătrână, la peretele ăla cu gazete, cum îi zice, dracu mai știe. Doamne! La Octavian, de ce nu mai vine la spovedanie, mama Mărie? Dumnezeu mai știe, domnule părinte. Tace ca mutul. Poarta din noi se aude bătând ca la început. Gând neuitat din vechime lăsat, adânc și știut, dor curat și legat, dor nempăcat nespus, prea adânc în timpul dus. Ochii ne ard luminând mai aprins, pașii întorși. Acum
leagănul nostru bun, cântecul meu străbun. Țară vie, doar pământul știe că nu târziu, că la lui izvor. Se alină tot cu dor. Cât de târziu ajung, drumul nu e prea lung. Tot schimbătoare vremea pe la noi. Tot. Nici n-apuci bine să schimbi o vorbă, că plouă. Așa cum știi. Dar ia spune, inginerule, ce cauți pe acasă, tocmai din Dobrogea? La voi nu se mai face agricultură toamnă? Mi-a scris Lelica că tata și cu Cireș iar sunt la cuțite. Te pomenești că tot pentru asta mă caute Cireș cu telefonul. Poate. A dat de mine abia aseară. Nici n-a apucasem bine să viu de pe teren, că el... Nu, că să viu și să viu. Că are o problemă importantă de rezolvat. Sunt frân de oboseală. Dorm cu ora. Lasă, tovarășe Onișor, că un om deștept doarme într-un ceas cât un prost într-o noapte întreagă. De acolo cum merge Accente cu agricultura? Bine. Dar pe la noi? Merge, suntem în 66. După 4 ani de la colectivizare, au început și țăranii să învețe ce e avere obștească. Și în curând o să înțeleagă că de asta depinde bunăstarea lor. Asta așa e. Roata lui Dumnezeu, fraților, roata lui Dumnezeu! Pocăiți-vă, fraților, până nu vine apocalipsa! Roata lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă aibă în pază, fraților, roata lui Dumnezeu! Bine, bade Nicodime, să ne aibă! Pocăiți-vă, fraților, până nu vine apocalipsa, Dumnezeu să vă aibă în pază, fraților! Știi că am primit scrisoarea care ai trimis-o la noi, că să nu lucrați sâmbătă. Eu n-am trimis nicio scrisoare, domn tovarăș. Mai bine să vă grijă de popă, că l-a ține pe oameni toată săptămâna. Roata lui Dumnezeu, fraților, roata lui Dumnezeu. Verișoară mea, târfa dracului. L-a făcut pe bărbatul să se zenece și acum a venit să se spovedească. Am greșit, domnule părinte. Cu ce, fiica domnului? Cu toată viața mea. Nu înțeleg. Cu toată viața mea, că așa mi-a fost soarta. Tata și mama s-au prăpădit când eram mică. Știi și dumneata. Era bărbat. Știu, Savet, știu. Când m-am măritat cu el, eram aproape o copilă. Mătușa mea, soacra dumitale, a zis să-l iau de bărbat, chiar dacă e mai bătrân, că e bogat și dacă moare, îmi rămâne mie averea. Da, mai termină, Liviu, odată, ce dracu, că doar o cunoști.
Ești păcatele. Hai la masă, că se răcește fasole. De ce plângi? Pentru toată viața mea, părinte. Ce ți-a spus de te-a ținut atâta târfa aia de verișoară mea? Doamne, iartă-mă, că altfel nu pot să-i zic. Mamă, eu încep? Nu te mai amesteca, mămică, în cele sfinte. Sfinte pe dracu, lasă că știu ce putoare e. Bine i-au făcut ăia de la colectivă, că au făcut o văcăreasă. Auzi, la vaci, o s-o frecea lui Cinești, o să iasă untul. Tu să taci? Văcăreasă, auzi? Și dacă taică tu o fi vrând să fie președinte? Păi știu eu, tovarși, onișor, ce mai trece prin cap. Păi să încercăm să aflăm. Da, da. Să ne înțelegem, inginerule. Tu vorbești cu taică tu, eu vorbesc cu Cireș. Mai aflu ceva de la el. Și diseară ne vedem. Bine? Bine. Cum merge cu seara? Bine. Salut, tinere, tu vesel. Să trăiți. Vă salutăm. Crezi în curte mărire? Înăuntru zic de vin, tovarășe, unișor. O zi, două, până terminăm. Ai ajuns să măsori zestrea colectivei cu cântarul ăsta, rău ai ajuns. Tovarășul instructor, buturuga mic răstoarnă carul mare. Lasă că vedem noi la urmă care... Ai vorbit în consiliu de conducere despre Borcea, după cum ne-am înțeles? Nu, numai de ședință nu ne arde nouă acum. Oamenii au treabă. Știți, am vorbit cu Octavian. Am vrut să mă înțeleg cu el. Doar e și el din consiliu de conducere. Și ce ai spus de-a fost nevoie să mă chem? M-a pus dracu să-i spun un proverb de-al meu. Ci că nicio muncă nu-i mai frumoasă decât aceea care îți place. Acum i-am spus, Octavian, e munca care e cea mai frumoasă, e cea a gospodăriei colective. Dar nu i-ai spus că ne-am înțeles amândoi? Păi am spus. Și? Dacă ne-am hotărât noi de capul nostru, să ne ducem noi la vede. Am mai mormăit el ceva, dar nu pot să vă spun. E mândru. E mândru ca și tine. E încăpățânat. E, mândru, mândru. E. Și pe urmă are și puțină dreptate. De ce am mai făcut colectivizarea dacă nu ne sfătuim cu oamenii? Doar, mai ales atunci când le hotărâm soarta, nu? Atunci să fie cum vrea el. Gospodăria asta nu e nici a dumitale, nici a mea, și atunci convine. Dacă înțeleg eu, el e totul. Eu nu mai sunt nimic. Noi, Cireșule, noi. Nu tot eu și eu, ca boierii. Cred că ar fi bine să vorbim și cu accente. Ce accente? A venit azi dimineață. De ce a venit? Thank you.
Bine ai venit. Am crezut că n-o să mai ajung să te văd, dragul mami. Da, a avut grijă aia de tine, măi, da, băiete. Da. Tu ai avut ce mânca? Da, sigur. Dar tu ai avut grijă de tine. Da, da. Da? Unde-i tata? Vezi că-i tare necăjit. De la o vreme, tot bombăne de unul singur. Spune-mă, Cireșule, cum te învârtești tu, mă? Ia spune-mă, cum te învârtești tu, mă? Vedea-te așa învârtit ca roata unui codim, așa să te învârtești, auzi? Că dacă nu era Petre al meu care să-ți facă el rost de camioane ca să carsa și să duci de acolo până acolo, ce făceai? Cum mă desfârcă e? Sau dacă nu, du-te, bă, du-te la Ion. Du-te la Ion, că și pe ăsta l-am făcut inginer. Du-te să-ți dea el îngrășăminte, să-ți dea el fosfat, să-ți dea el ce-ți trebuie să împrăși după cum să fii tu mare, bun, deștept al președintele al mare, ăla care le știe el pe toate. Că din cauza ta m-am certat cu accent. A, treaba lui. Dar dacă revenea acasă așa, aștept toți curcanii ăștia. Eu am vândut boi, mă, ca să învățați carte, mă. Și vă țineți mândri, nu, nu veniți, ai îngrijania mamiei de viață. Ia uite, mă, ce, mă, da. Te-ai mai gândit să vii și tu pe acasă? Da, tata. Dar dumneata ce mai faci? Fiecare cu treaba lui. Ne duce și noi viața pe lângă ăștia mari și tari. Cine sunt ăștia mari și tari? Ăștia. Ăștia care mă învață pe mine cum să fac și ce să fac. Hai, beți și veniți să mâncați. Ia, tată. Uite ce-i, tată. N-am mai fost de atâta vreme pe acasă. Acum am venit și văd că tot nu-i de vorbit cu dumneata. Hai să stăm o dată și să vedem care-i supărarea. Păi ce să vorbim noi? Tu le știi pe ale tale, eu le știu pe ale mele. Dacă vorbim, numai le certăm. Ce ai cu el? A? Ce ai cu el? Cu Cireș? Mhm. Ce i-ai mai făcut? Păi vine la mine și zice... Frate Octaviene, de parcă ar fi Nicodim pocăitul. Nimeni nu se pricepe mai bine în satul ăsta la vite ca matale. Așa că am hotărât... Auzi? Am hotărât... Să te duci la vite. Bun. Da, cu 2 ani? Tot el zice... Am hotărât să treci de la zootehnic la câmp. Adică... Mă înțelegi ce vreau să zic. Are dreptate, tată. Ai tu... Acolo-i de muncă. Și puțin se pricep să țină vitele ca dumneata. Adică eu nu mai sunt nimeni în satul ăsta. Adică hotărăște-l asupra mea când vrea și cum vrea. Cireș, să nu mă învățați voi pe mine ce-i muncă. Cum v-am crescut eu pe voi? Nu cu muncă. Și cu bătaia, tată. Nu numai cu muncă. Mai ții minte cum spuneai? Eu v-am făcut. Eu vă omor. Și pe mama, odihnească-se în pace când o lovei.
Eu am omorât. Nu v-am omorât. Dar oameni v-am făcut. Maxente. Dacă tu nu mai vrei să ții cu familia noastră, du-te la Cireș. Dar să știi că fata lui nu e nici de neamul, nici de rangul nostru. Ai dumneata ce ai cu Cireș. Încăpățânat ai fost întotdeauna, tată, și încăpățânat ai rămas. Ai făcut numai ce ai vrut. Și acum de ce nu mergi la muncă unde trebuie? Când m-am înscris în colectivă, n-am făcut-o de frica voastră. Că am vrut eu. Și dacă nu mă duc acum, nu e că e greu. Că nu vreau. Așa, întrebări de-astea pot să pun și eu. De ce ai plecat acasă? Pentru că era nevoie de mine în Dobrogea. Mai lasă-ți fala deoparte și du-te acolo unde zic oamenii. Maxente, tu cu întrebări de-astea și cu vorbe de-astea puteai să nu mai fii pe acasă. Du-te la Cireș. N-avea grijă. Mare păcat, dragul mamei. Să-ți dai tu copii afară din casă, să-i trimiți la oameni străini, mare păcat. Dacă sunt eu vinovat, mă iert cumva, Valdesus. Dar dacă sunt ei, Să rămână, mamă Ioană. Bun, accent. Ce mai nou? Toate cum le știi. Am auzit că ai noștri iar se ceartă. E, dacă trăia maică ta Silvia, avea și Octavian cu cine să mai sfătui. Și Lelica? E la cămin cu piesele ei. Are pe seară sărbare. Mă duc după ea. Du-te. Las și eu astea aici. Las. N-am mai avut vreme să trec pe acasă. Bine, Axel. Vă aștept, Mike. Vă aștept, copii. Yeah.
Asta îmi face. Am auzit că ai venit și voiam să spun ceva înainte să te întâlnești cu tata, că e cam cătrălit. Dacă e vorba de asta, las-o moartă. Cum mă, iar v-ați certat? Parcă nu o știi pe tata. Auzi, știi care-i baiul? Nu o să-ți ierte nici Dumnezeu că ai uitat să te spovedești. Mi-a spus și părintele. Să mă lase popa cu păcatele mele și să-și vadă de ale lui. Că dacă n-ar fi sluga preotesei... Mă înțelegi ce vreau să spui. N-ai fi tu mai deștept ca popa. No, eu nu sunt mai deștept ca el, că n-am școală. Și el dacă are carte, ce mare procopseală. Că a luat-o după proastă aia de preoteas. Că avea pământ. Și școală. Școala de menaj, auzi? Parcă măsa nu putea să o învețe să facă zeamă și tocană. Și frate și Nicodim, când a văzut că nu mai ține negustoria cu vite, s-a apucat și s-a făcut predicator. Auzi, școală de tocană. Lujbele sunt aceleași și Danile din ce în ce mai puține 19. Aia duce de râpă cata stipul și noi cu el cu tot. Ai văzut ce cei care mi-a luat mama? Uite, dragă, ce frumos sunt! S-a răit, s-a răit lumea, Liviule, jumătate din sat nidatoare. De unde știi? Cum de unde știu? Îi am pe toți la catastif. Îi ai. Știu. Pe toți ne ai la catastif. De ce vorbești așa cu mine, Liviule? Te-o pornit saveta împotriva mea? Nu ți-ar fi rușit. Cu ce vrei să măriți fetele, că pământul s-a dus? Nu s-a dus nicăieri, tot aici s-a. Noi am rămas săraci. Eu am fost întotdeauna sărac. Sărac? Tu? Nu ți-ar fi rușine obrazului, în bunul și în averea mea, sărac! Mamă, iar te apuci, n-are niciun rost. Ce ne facem noi fără pământ? Tăceți tu, gaițelor! Și tu mâine la biserică spune la oameni să aducă banii. Îi ameninți, îi blastă, îmi faci ce știi, dar să aducă banii. Spune-le tu, că eu nu pot amesteca cele sfinte cu prostiile tale. Prost ești tu, că mi-ai mâncat averea și bunătate de viață! Bunătate! Ce cauți în casa mea, nebunule? După saveta, că am auzit că a venit să se spovedească la bărbatul tău. Și nu țipa la mine, catastif scărăbos, că nu te-ai mulțumit cu partea de pământ care ți se cuvenea. Ieși afară, criminalule, că mi-am pierdut toți banii până tribunale din cauza ta. A ta! Că nu te-ai mulțumit cu partea de pământ care ți se cuvenea. Genoțeba, îți dau ura peste gură. Scravo, acum tu de la corectiv după pământ. Ce catastrofă, da-mi face catastrofă, nemernicule. Liviule, Liviule, no! Afară, criminalule. No! Bata-te-a no! Rota, rota, vine apocalipsa, lasă-mă. Ia uite ce. A, las că așa-i trebuie nebunului. Era să ne strice seara. Știu eu când trebuie să fiu nebun și când nu. Anticriștilor, las că o să vă arăt eu vouă. Mamă, trebuia să lași în pace, doar știi că îți face rău. Ce zici? A venit și accente la bal? A pus aia lui Cireș mâna pe el, care nu e nici frumoasă și nici de neam ca voi. 1, 2, 3 și... Thank you.
Lelica. Lelica. Deschide fereastra, nu mai o vorbă să-ți spun. Și tot pe drum, pe drum, pe drum. Și acasă minte cu la 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 la. Tată, ce ai? Ești beteag? Vezi, ai zis tu de treaba ta. Iar te-ai certat cu accente. Mai du-te, bă! Mă, Veane, nu te mai însori odată, să mai scap și eu. Că mi-a fi destul că v-am spălat. M-aș însura eu, dar mi-e frică că o să speli și mai mult, mamare. Bă, să vă mai spele și el pârâu, că v-ați cam domnit voi ăștia tineriți. Cum ajungeți cât de cât cu funcțiuni tractoristor brigadir? Gata, a început domnia. Nu mai merg doamnele pe holdă. Își trag năframele pe ochi, nu cumva să le ardă soarele. Și de lucru are cine lucra are pe dracu, Doamne iartă-mă. Că mulți se duc pe la fabrici și care mai sunt bătrâni. Octaviene!
frate Octaviene! Octaviene, vino mă încoa, vezi că te cheamă cineva la poartă. Cine are treabă cu mine să intre în curte, că n-am dat drumul la câine. Ce faci, mă, veanule? Te pregătești de bal? Da, mă duc să dansez, nu vii cu mine. Frate Octaviene! Eu! Frate Octaviene, vreau să spun vreo două, trei vorbe. Frate Nicodime, ia mai du-te tu la domnul dreacu. Nu vorbi cu păcat, am venit să-ți fac o rugare, că în cinești nu am încredere. Ăsta o să te bage și pe tine în păcat. Că și numai rate sunt zilele noastre și vremea pocăinței a trecut de mult. Vine apocalipsa, frate! Auzi? Vine apocalipsa! Bă, că te dau o apocalipsă cu dovleac, auzi? Pocăiește-te! Mai gândește-te, frate, până nu e prea târziu. Cireșule, vezi tu cântarul ăsta? Ți se pare că puterea ta e aici. Și într-un fel ai dreptate, fiindcă cifrele de înregistre se măsoară cu el. Dar adevărata ta putere e în oameni, în cei care nu pot să-i cântărești ca pe o marfă. Puterea ta e în Borcea și în ceilalți. Uite, eu n-am nicio putere fără tine și fără oamenii din sat. De-aia ți-ai pus haina nouă ca să-mi dai mie lecții? Ții minte ce spunea cu câteva ani? Mica proprietate generează capitalismul. Păi și nu-i așa? Așa e. Teoretic, așa e. Dar sunt situații și situații. În cazul nostru, de exemplu, dacă pe lângă vitele de la gospodărie omul mai are pe lângă casa lui și o vacă, ce poate genera ea? Un vițel. Un vițel pe care îl contractează și îl vinde statului ca și laptele. Mulțumim și statul și țăranul, după cum spunea Octavian, la adunarea aceea. Iară îi dai dreptate. Și mi-a plăcut a dracului cum gândește. Da, da. Acum stă acasă, are mai multă vreme, sigur, ia țăță și pe alții. Cum așa? Uite, acum, numai cu cearta noastră. Mi-au fugit doi oameni de la vite. Uite, al lui Robu și toadar al lui Cârlic. Fiind lui Octavian. Gândirea dracului, nu? Bun, să vedem, să verificăm, Cireșule. O să trec eu pe la fineștea la Octavian. Tu te duci la el. Eu? Tu le-ai încurcat, tu să le descurci, că ai mai încurcat una, Cireșule. Ce-am încurcat? Nu știu, te-a apucat, dar ți-ai supărat pocăiții. I-au scris primului secretar că nu le lași sâmbăta liberă, e? Ăsta-i roata lui Dumnezeu! Nicodim, v-a scris o mamei lui de prefăcut. Cum să-i lași o sâmbătă liberă când noi ceilalți ieșim și duminica în câmp când e nevoie? Un grup de pocăiți harnici, așa semnat scrisoarea. Da, harnici. Zic că se retrag din gospodărie dacă nu li se face dreptate. Da, da, sigur. Dreptatea. Sigur, toți au dreptate. Și tu, Cireșule, umblă după ei să iasă la muncă, să lucreze, să nu se bată, să nu fure. Și tot tu ești cel reclamat. Îmi pacă-i drace pe toți, dacă poți. E, rămâne așa. Tu te duci la Octavian, eu la finii lui. La dezertori. Dezertori, da. Octaviene, Octaviene, ce mi-ai făcut tu mie? Astă seară, mare serbare la Căminul Cultural! Se joacă piatra din casă! Își dau concursul fiii satului care au venit pe acasă! Urmează balul tineretului! Salut, Pion, al robul nu l-ai văzut? Nu. Salut, fraților! Vă salutăm! Ce faci, Neapandele? Dea drumul la cazan? Sunteți veseli? Vă așteptăm! Treci și dumneata! Ne vedem de seara! Robu! Gane! Ioane, Aurico! Bună seara! Bună seara! Ionu-i acasă? Nu,
S-a angajat la fermă, tot la vite. Hey, Octavian ce a discutat cu Ion? Dar de unde să știu? Hey, când vin Ion de la fermă, spune să treacă pe la sediu. O să-i spun, tovarășe Ionișor. Hai, tată, hai, moșule. Noroc, mă, băiete. Noroc. Oule, mă mare. Hai. Noroc și pentru accente. Hai și mai lăsați-le naibii de supărări. Ce supărări, mă? Le știi tu mai bine ca el. Lumea de să nu te bagi. Dar de ce să nu se bage? De ce să nu se bage? Tot timpul îi spui să nu se bage. Dar ce-i fi dumneata, dictator? Stai, mă! Dă mai bine în mine, mă! Dă în mine! Ce ai ieșit cu el? Asta-i mie. Eu i-am făcut, eu îi omor. Asta bătrână i-a crescut, nu tu! Și acum ce mai vreți de la mine? Am vrea noi mai multe, dar n-avem cu cine ne înțelege. Așa e Igonit și pe Petre, pe Ion, pe Lucreția și pe Accente. Că ce-i fi tu, Dumnezeu și săraca Silvia? A murit mai mult de bătaia ta decât că a luat-o de sus. Să nu te mai atingi de ei, auzi? Seara. Bună, Ioan. Șez. Și avea o vorbă. Despre ce am mai discutat noi. Să știi că tovarășul Onișor care... Nu cunosc eu pe amândoi. Te așez păzurați după capul vostru. Dacă vreau să zică ceva, vede aici, nu? Lasă-mă să spun ce am de spus. Ascultă-mă, omul, dacă ți-a venit în casă, lasă-l să vorbească. Să știi, dacă te-am trimis atunci la vite, a fost pentru binele familiei noastre, de... Te și văzut în familia mea. De colectivă era vorba, nu de ce crezi tu. De colectivă și de vite. Aha, te-ai gândit la vite. De la mine, de ce nu te-ai gândit atunci? Să zicem că am greșit. Cum adică ai greșit? Am greșit. Pentru asta trebuie să-mi iei capul? Băi, oare. Eu n-am nimic cu tine, mă. Nici cu familia. Nici cu fata. Numai că ea n-are carte ca Accente. Las-o așa. Las-o așa, că vă cunosc eu planul. Măi, Octaviene, eu zic diseară, vii să stăm de vorbă și cu tovarășul Onișor, adunăm și consiliu, că avem destule de hotărât împreună. Bună seara. Să știi că te așteptăm. Așteptați voi mult și bine. Și să vă dictați vouă numie. S-a crăpat casa, bă, uite! S-a crăpat casa noastră. Treaba ta. Că noi nu-ți mai putem porunci. Păi cum crezi? Dar cu copiii nu-i bine că te-ai certat. La vite văd că nu vrei să mai mergi. La gospodărie muncesc eu și pentru tine. N-am albit degeaba. Treaba ta. Dar să știi,
casa trebuie să o faci la loc. Care casă, tată? Casa noastră, mă. Casa noastră, pe care tot nu mai poți face cum a fost. Să o repari, da, poți. Gândește-te, mă, dacă tu te însori, nu-i ce ne faci. Că una ca Silvia nu mai găsești. Dacă ți aduce aici vreo deșucheată și ne dă cu piciorul. Ai dat în minte, copiilor. Capul meu e mai limpede ca al tău. Cât o fi vara de lungă, n-o iubit ca să-mi ajungă. Iar la vară ce-o veni, ea mai dă vă un părel bâșaci. La 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 la. Mitică, al meu n-a trecut pe aici? Cine? Bărbatul meu. Păi nu ziceai că e la fermă, la... Bine ziceam, dar uite-te, am crezut că a trecut pe aici. Îmi fată vaca și sunt singură. Păi da, ta, eu, dracule, ca să-ți capi și tu dobele. Of, bată-te să te bată, că numai în dodii vorbești. Sandele! Sandele, unde ești? Du-te, iute, la nașul Octavian și spune să vină repede că ne fată vaca. Să te duci, mă, după copii, să-i chemi acasă. Ai auzit? Că dacă nu, mă duc eu. Nașul a zis mama să vii la noi, că ne fată vaca și tata nu e acasă. Du-te, Octaviene, te-ai băgat de Dumnezeu. Bada vaca. Da, stai. Voi jucați după... Bună seara! Da. Cireșul, ai fost la Octavian? Am. Și? Păi, o ține pe-a lui. Noi o facem, noi o dregem, da, așa că vedim... Cum v-ați certat? V-ați certat rău? Nu știu cine dracu i-a băgat în cap, că eu vreau să-mi bag fata în familia lui. Păi mai bine să vă certați acum decât după nuntă. Da, dar până una alta mi-a scos pere albi în cap. Lasă Cireșului, că a avut pere albi și că, înainte. Și că fata mea n-are carte. Hai, liniștește-te, liniștește. O să stau de vorbă cu Octavian după. S-o țineți că e vițea și se caută. Peste o oră poți să o dai la sub să prindă putere. O ținem, că a spus și tovarșul Onișor. A fost mai devreme pe aici. M-a întrebat dacă dumneata i-ai spus lui Ion să nu mai treacă pe la colectivă. Vă aduc șervet, vă aduc șervet să vă ștergeți. Ia auzi ce să-i treacă omului ăsta prin cap. L-ai văzut pe Onișor? Rea muncă ți-ai ales. În loc să vină la mine, să mă întrebe pe mine, să vorbească cu mine. Eu nu sunt aici, nu sunt între ei, nu sunt de-ai lor. Eu de ce nu pot să vorbesc? Să le spun eu ce vor ei să afle. Dar nu. Nu vine unul că știe că eu le zic. Eu ce-am de zis le zic. Eu... Mie nu mi-e frică. Eu nu mă sperii de nimeni. Pe mine, dacă mă întreabă ei, dar nu mă întreabă, aia e... Să mă facă de râsul satului. Nu m-aș mărita, dar n-are cine să mă ia, că sunt mică și... În sfârșit am să scap de o grijă. În sfârșit am să scap de o grijă. Am să mă cotorosesc de fată. Slava ție, Doamne, că mi-urnești piatra din casă. Margalițe! Vină-ncoașe! Ce te-ar mățele? Vină-ncoașe, fata mea!
Vino încoace, sufletul meu! Vino încoace! Și vrei niniacă? Vino astăzi când îți zic! Acuș, acuș, nu mai înțeleg o strună la ghitară. Dar lasă copza la o parte și vino astăzi când te chem. Uf, iată că am venit. Și vrei? Da, și te răstești așa la mini marmanzelo. Ia spune ce e cu Octavian. Apoi că diseară mi-ai spus că mergem la teatru. E pornit ca de obicei. Cred că și tu ești de vină. De ce? O fi făcut pe inginerul cu el. Ei, las că mergem. E încăpățânat rău asta. Cine o fi semănând? Cu mine nu. Nu, tu cu el. Conul Grigori Pânșiu, ce bișorul sub pisei. Carte, tată, să mă vezi, să scap de aici. În sfârșit am să scap de o grijă. O să mă cotorosesc de fată. Slava ție, Doamne, că mi urnești piatra din casă. Bravo! Bravo! Stai, mă, unde te duci? Amici! Ți-a plăcut? Ai ieșit foarte bine. Stau foarte bine codițile așa. Altă dată o să avem grijă. Drăguță, lasă-ne o leacă. Prosto! Nu vezi că asta lui Cireș își bate joc de tine? Până și în piesă umblă cu apropo, oricând nu te măriți. Lași, mamă, din gură, că te aude lumea și ne facem de râs. Parcă n-ai fi fata mea. Hai, acasă! Și tu mâine la biserică spune la oameni să aducă banii. Îi ameninți, îi blastem, faci ce știi, dar să aducă banii. Doamne, încurcate sunt căile. Ca și ale mele. Eu pe care să merg? Ar fi una. Dar ce fac cu fetele? Că ele sunt mângâierea mea. Și oamenii ce ar zice? Dar ce știu ei de câte ori m-am mințit și am mințit? Da, nu-i pot vinde cum te-a vândut Iuda pe tine. O să-mi duc crucea în batjocura preotesei și în nepăsarea satului, că lacom am fost. Cum te distrezi, coana preoteasă? Ia uite-te la ei! Iartă-mă, coană preoteasă. Și cât se au de dragi. Boșile, o să vină ploaia și furtuna. Hai, ore. Și tu, Octaviere. Octaviere, te-ai bărberit cu coasa, mă? Ce vrei, tovarășul, Octavie? Ce te uiți, mă, la mine așa? Că n-are voie omul să bea o bere? Ce banii mei nu umblă? Păi n-am, dacă n-am... Zău că n-am. Ultimile șase că a luat tovarășul președinte și tovarășul... Onișor. Lasă-mă să bea ei.
ăștia care sunt mari și tari. Și ia cu noi un pahar. Tovarăș Onișor, dacă eu aș fi dumneata, adică Onișor, aș avea ceva cu mine. Adică cu Octavian Borcea. Mi-aș spune în față. Ce ai, bă, ești contra? De ce gonești oamenii să plece de la vite? Asta așa e. Adică eu sunt nebun. Cârcotaș, leneș. Așa mă cunoști. Mai acum câteva vreme erai mai altfel. Ești om de partid. Și eu mă uit la dumneata. Eu zic să ne adunăm la colectivă. Aici nu-i loc potrivit. La cârciumă se încurcă, nu se descurcă treburile. Dacă e vorba să discutăm, atunci să discutăm cu toți. Adică tot Consiliul de Conducere. Iar vreți să hotărâți voi doi. Noi ne ducem la sediu. Te așteptăm și pe tine, Octaviene, să ne mai sfătuim împreună. Eu sunt văcar. Vezi tu, Cireșule? Orice, asta e ca un cântar. Cântar? Dacă îi pui o greutate potrivită, se echilibrează. Orice greutate ai pune, tot în partea lui trage. Ia, te rog, cântarul ăsta de aici. Eh? Degeaba, tovarășe președinte, cântarul ăsta tot aici. Avem nevoie de oameni just la minte. De hărnicia prostii nu-ți doresc să ai parte. Așa. Asta e. Hai, hai să intrăm înăuntru. Hai, hai, finul, hai și matale, hai curaj, hai, că acum... Hai. I-am găsit numai voi doi, dar... Și ei sunt mână martura, stai jos. Așa. Hai, stai și tu. Așa. Da. Ia, finule. Ia zi tu aici la... La tovarăș. Te-a trimis la ferma de stat ca să fugi de la vite? Dar ce ai surzit? Morbacine, bă! S-a umflat de lucerne! Ce vă arde de distracții? Hai, hai! Cum adică eu sunt prostul Cireș? Ce, mă? Cum ce, mă? Tovarășe, Onișor! Bă, fraților! Tovarășe, președinte! Morbacine, s-a umflat de lucerne!
Nu vezi că ne mor vacile? Alergați-le! Alergați-le! Hai să ne alergăm cu toții, că numai așa scapă! Al minte trebuie să băgăm cu tizunile! Dă-mi încoace! Au, 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 au! Câte s-au umplat, mâna roșilor? Câte s-au umplat? Vreo 40! Aproape jumătate au scăpat! Hai, hai, hai! Mișcați-le! Așa, așa! Noroc, Octaviene! Lasă! Asta nu e treaba de dumneata! Unde e veterinarul? La centru, la perfecționare. Du-i asta lui Octavian, că o să înghețe. Hai, du-te. Care sunt umflate. Au scăpat toate? Mai aia, tărcat! Pe dincolo ce-i? Nu știu. Hai să o prindem. Cășărie! La Saveta! Adu-o repede! Hai, Saveta! Hai! Hai! Hai, Saveta! Hai! Ei! Hai! Ia bidonul ăsta de aici! Hai! Ia-l cu bără! Hai, ușor! Așa, la dispensă! Hai, da! Hei! Hai, da! Hai, da, hai, da. Săracul tovarășul președinte, alt necas pe capul lui. Nici o vorbă, Lucireș. Da. Ați auzit, mă? Nici o vorbă. Nici o vorbă, că vă mănânc, să știți. Dincolo ce-i tovarăș, Ionișor? A venit și nentă, Octavian. E, dar cine l-o fi urnit? Dacă a venit numai de el înapoi, tovarăș, Ionișor. Hai, sus cu ea, gata! Hai, 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 da! Așa, hai, 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 hai. Cine dă o țuică că am înghețat? O să ducă necazul, papa, să te... Ei, tovarășe președinte, dai o țuică! Adică ne întâlnim mâine cu Octaviene. Avem treabă de nu ne vede în cap. Și să uităm supărarea care ți-am pricinuit. Mă, Cireșule, vor fi ele vite. Dau suflet și ele. Dumnezeu, vine ea, roata lui Dumnezeu, Apocalipsa! Las că vine ea ancheta! Ce vă ia Apocalipsa? Vine ea, roata lui Dumnezeu, Apocalipsa! Ce cauți mai aici, mă? Ce minte tot încurce în picioare, mă? Treci, frate, la noi și-ți găsești liniștea! Care liniște, mă? Curățirea sufletească, frate! Mai du-te, mă, dracu, și spală-te, mă, nu vezi că puți, mai pleacă! Uah! Uah! Păi, păi, bă, să nu spurge apa, că ne mor vitele. Frate, roata. Și mai lasă politica asta cu roata și du-te la oi. Frate. Că tot din munca noastră a satului trăiești și tu.
tovarășe Octaviene. Mi-ai spus că te-am ocolit. Și nu e așa? Eu vreau să aflu adevărul. Adevărul. Vrei dumneata să afli adevărul, dar numai de la alții. Dacă m-ai fi întrebat pe mine, ai fi aflat mai devreme. Să știi, tovarășe Onișor, că eu n-am nimic cu satul. Ce, eu nu sunt de aici din sat? Am plecat eu de aici din satul adevărat, meu? Adevărat, n-ai plecat, dar păi, poate spune, că... am plecat eu de aici din satul poate meu? Poate că durerea și fala dumitale te-au cam îndepărtat de sat. Și asta nu-i bine. Eu nu pot fi de aceeași părere cu Ciriș, care zice că să fie ca el, că el de parcă el e popa. Dacă nu e bun, dacă nu se pricepe, de ce n-ai spus? Eu n-am zis că Ciriș nu e bun, numai că prea crede că el le știe pe toate în satul ăsta și noi nu mai știm nimic, noi nu mai suntem nimeni. Să știi că Ciriș nu e mai rău decât mine. A, nu, asta e supărarea. Cu copiii m-o împăca eu până la urmă, că să-i mei. M-o împăca și cu satul, dar cu Silvia, cu nevastă mea. Dumnezeu s-o ierte că a murit supărat. Nu mai am cum. Cu soția a fost cum a fost, dar copiii sunt mari. Nu mai poți să le poruncești ca altă dată. Au prins aripi, zboară bine. Ai fost aspru cu ei și eu zic că n-ai făcut rău. Acu adună-i lângă inimă și n-ai să te mai simți singur. Accente a venit tocmai din Dobrogea. Eu nu l-am chemat. Să nu se bage unde nu-i fierbe oala. Pentru că-ți seamănă. Dumneata, de ce ești contra să o ia pe Lelia? Până una alta, eu sunt asu. Dar dumneata mai asculți de bătrânul Artimon? A dat în minte copilul. O prea cred, mă rog, fie. Eu nu judec copiii după ce au făcut părinții, ci pe părinți după cum și-au crescut copiii. Și pentru ai dumitale, nu te-a mâncat rușinea. Acu, fă ceva și adună-i. Mă duc. Mai gândește-te. O să mă gândesc. Voi vedea eu. Lasă, tovarășe Onișorule, să nu mai crezi dumneata că copiii mei sunt sfinții sfinților. Sunt căpățânoși. Să ambiționează. Cum? Adică... Cum să vii ei în sat și să nu tragă la mine, la tata lor, că sunt tata lor, nu? Să plece așa, în sat. Am muncit pentru ei. Cât de muncă și supărare s-a prăbătit și biata Silvia. Păi, i-am dat la școli, i-am... Băi, Oane, bă, Cireșule, eu n-am nimic cu fata. Uite, marturi și tovarășul Onișor. Dar ea, așa, ca femeie, ca mai deșteaptă. Să-l fi luat de mână pe Accede, să-l aduc aici, să zic. Uite, tată, noi ne luăm. Că așa e frumos. Aici erai. Lelia s-a culcat? Nu e acasă. Ce, n-a venit încă? De unde? Păi de la bal. Ei, las-o în pace, că-i sâmbătă seara. E destul de mare să-și poarte singură capul. Și afară de asta, Accente pleacă mâine dimineață. De aceea aici nu puteau să stea de vorbă cinui casă de om? Ei. Unde ai pus rachiul, dragă? Ce-ați făcut cu vitele? Le-ați scăpat? Bine, unde ai pus rachiul? E acolo, în fund. Da. Thank you.
L-am scăpat, sigur că l-am scăpat. Vezi destul de frământat acolo. Poftiți, luați! Ia, merge. Ia, suica, bună, băi. Ioane, tot nu ne-ai spus cum l-a adus aici pe Octavian. Ce, mă? Ne, Ioane! Ce, bă, Veianule? Veanule, unde ești, mă? Bă, Veanule, mă, ai plecat tu pentru o palmă. Și voi, Petre, Ioane, și tu, Lucreție, v-ați supărat pe mine, că, care v-am făcut și v-am crescut. Voi avea și eu păcatele și durerile mele și mustrările mele, dar, voi, de ce n-ați dat pe acasă de atâta mare de vreme? Păi, eu vă aștept, mă. Aștept pe toți. Veanule, tată, te-ai culcat aici? Unde ai fi dus, mă? Tu pe toate le faci ca neoameni. Pe accente l-ai fugărit. Pe Veanu l-ai bătut. Te-ai certat cu toată lumea. Și acum ai început să umble în puterea nopții ca stringoi. Doamne, iartă-mă. Acum poți fi mulțumit, mă, că pe lielele lui Cireș au călcat-o vacile. Ne-a spus Veanu că au lovit-o rău. A dus-o la dispensar. Tu mai multă milă ai de vite ca de copiii tăi. Doamne, cu ce-o fi păcătuit, Doamne, de trage-mă. Nelica, mă, mai tași femeie din gură. Face, nu știu, parcă ești o cobe. Mă întorc imediat. Nu, lasă safetă, mă duc eu după doctor. Aveți grijă de Lelia. Octaviene, cu mine aici, Octaviene, ai dat pe copii să-i lași în pace. Mă înțelegi? Octaviene, noi nu te atinge de ei, că nu știu ce-ți fac, Octaviene. Adică eu n-am venit tot la ei. Nu sunt și ai mei. Ba da. Să știți că neamul nostru nu și-a mâncat niciodată omenia. Ar fi vremea să o aflați. Înțelegeți odată că neamul nostru al borceștilor nu mănâncă pe nimeni. Nu s-a întâmplat nimic. Ce cu Lelica mea, Ferde? Fiți liniștiți, Lelica e înăuntru. Unde? Eu mă duc după doctor. Hai să mergem înăuntru. Hai! Coboară, n-auzi?
Înțelegi ce vreau să spui. Doamne, liniște lui Octavian și fă-l, Doamne, să se împace cu copiii lui și cu toată lumea. Liniștiți-vă. Oh. Ați văzut că nu e nimic grav. O să vie și medicul numai decât. Bine, bine. Hai, gata. Tovarășe doctor, vă rog, repede! Lasă, Ioana, că treci. E doctor bun, îl cunosc eu. Îți mulțumesc, Octavie. Ei sunt fericiți. Numai să nu mă lase singur. Că de când nu mai e biata Silvia. E bine, e bine. Stai, tată. Te rog să mă ierți. Adică, să nu crezi că eu... Petre, Ion sau Lucreția... Știu, băiete. Știu că nu sunt de piatră. Alta-i supărarea mea. S-a crăpat casa noastră. O facem noi la loc, tată. O facem toți. N-avea grijă. Du-te. O lăsa singură. La poarta din noi se aude bătând ca la început. Gând neuitat din vechime lăsat, adânc și știut, dor curat și legat, dor nempăcat nespus, prea adânc în timpul dus. Ochii ne ard luminând mai aprins, pașii întorși.
de târziu ajung, cât de însetat ajung. Drumul nu e prea lung, doar pământul poate să-ntoarc un drum. Doar pământul, el ne mai cheamă acum. Leagănul nostru bun, cântecul meu străbun.